Rudy, pe când o să facă spor băiatul meu. Deci, efectiv, pisica asta o să aibă dulap mai șmecher decât mine. Deci o să aibă un dressing de webe pe spate, jur. Deci n-ai cum, n-ai cum să fie așa drăguț. I-am luat și acest ghiozdănel. Pe spatele meu se află Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire de pe planetă și în linkul din descriere puteți găsi linkul de la Mr. Beat, cel mai fresh casino din România, licențiat. Îl puteți folosi de pe orice device, indiferent dacă sunteți pe telefon, pe tabletă sau pe calculator. Aveți, bineînțeles, asistență 24/7 pentru absolut orice problemă și, bineînțeles, cea mai frumoasă și cea mai prietenoasă interfață. V-am pupat! Bună, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou haul pe canalul meu! Ce mai faceți? Cum sunteți? După cum bine știți, sunt observată de tot ce înseamnă shame sau sheen sau cum vreți să-i spuneți. Hey. Fiecare și cumpăr destul de des haine de acolo și îmi plac foarte mult. Nu le cumpăr chiar pe toate, mă uit foarte mult la review-uri, dar majoritatea timpului rămân surprins plăcută pentru că e o calitate foarte bună raport calitate-preț, adică din punctul meu de vedere merită 100%. Și recent mi-am cumpărat o pisică. Hai, ia să se mai bagă meu la ea. Hai, nu te ascunde, nu-ți fie rușine. El este pisicuțul nostru, pe care îl cheamă Gucci și e foarte activ, efectiv sare și se joacă toată ziua și nu are stare. Și l-am luat de când era foarte micuț, avea doar o lună, pentru că fosta lui familie, am înțeles că au un copil acum și au dat și părinții pisicii noastre, au dat toți puii pe care i-au făcut foarte rapid, deci da, cumva am crescut-o de mai repede decât trebuia să crești o pisică în mod normal, dar acum este bine, nu are nici o problemă și i-am cumpărat o tonă de haine, pentru că sunt o mămică din asta obsedată să aibă de toate accesoriile, toate chestiile și i-am comandat aproape toate hainele de pe Shein. I-am comandat aproximativ cam 50 de hăinuțe plus destul de multe accesorii. Dacă nu v-ați uitat la short-uri, puteți să intrați să vă uitați, pentru că deja am făcut câteva short-uri cu niște accesorii pe care le-am cumpărat. I-am cumpărat și palatul ăla din spate, care îi place foarte mult. Doarme în el, se joacă în el, deci chiar îi place și sunt fericită că l-am cumpărat. Bun, am vrut pe mai doi, așa că hai să trecem la treabă. Dar înainte de asta, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați dacă nu sunteți deja abonați, să lăsați comentarii drăguțe pentru că vă dau inimioare la toți. Bun, și să vedem ce avem aici. Din păcate, cum v-am spus, l-am luat de când era foarte mic. Încă este mic, e pui, are doar 2 luni. Și majoritatea hainelor sunt mărimea XS, doar că îi sunt destul de largi, cam toate. Adică din tot ce am văzut eu așa în mare, nu le-am desfăcut pe toate, dar n-am putut să mă abțin, plus că a venit comanda înainte de Halloween și am luat și niște costumanțe de Halloween, care bineînțeles au fost mari și doar alea am pus să le văd ca să fie îmbrăcașele de Halloween la petrecerea noastră de Halloween. Așa că, da, mai bine nu o desfăceam și vedem acum și eu, dar asta este. Prima hăinuță este un hoodie cu glugă și cu mânecuțe pentru picioarele din față și cred că asta este pentru căței în special, pentru că are și loc pentru ham. Bine, puteam să pune ham și la pisică, vreau să-i pun, pentru că vreau să o scot cu mine în curte când o să mai crească un pic, poate la primăvară și o să fie un picuț mai cald, pentru că e foarte sensibilă la frig. În general, pisicile Sphinx au o temperatură a pielii foarte ridicată și hăinuțele le ajută, adică nu o iau ca să o chinui, ca să o văd eu frumoasă, o iau pentru că pur și simplu le ajută foarte mult și pe ele ca să-și mențină temperatura pielii foarte normală, așa cum ar trebui chiar când se plimbă pe jos unde e mai frig decât sus la etaj sau pur și simplu, nu știu, se simte mai cozy, din câte am înțeles eu, deci este benefic pentru pisica voastră Sphinx să îi luați hăinuțe. Ce faci? Distrugi decorațiunile de Halloween. Bun, asta este foarte mare, nu o să aibă rost să o iau pe el, pentru că doar... Aaaa, mi se cață pe mine copilul! De ce te tocați în cuchile zi? Ce ți-a făcut? O spune-mi foarte jucuș, foarte activ și efectiv toată zgriată. Dar ce nu fac eu pentru tine? Deci asta o să o punem aici deoparte. Și am cumpărat și umerașe, am cumpărat umerașe aproape pentru toate hăinuțele. Sunt mărimea S. Efectiv, cred că de fapt sunt umerașe pentru hăinuțe de pe bebeluș, dar sunt foarte drăguțe sau urte. Le-am văzut pe aici, dar încă nu le-am scos. Pentru că vine sezonul rece și vine Crăciunul și eu ador Crăciunul. Efectiv, am strâns decorațiunile de Halloween din casă și eu deja vreau să le pun pe cele de Crăciun. Efectiv, i-am spus iubitului meu că ok, merge să luăm braț, că vine Crăciunul și întâi noiembrie, dar eu vreau braț și vreau să decorez, vreau doi braț, vreau unul sus și vreau unul sus la noi în dormitor. Na, și am vrut foarte multe hăinițe pentru iarnă. Asta este unul din ele. Este un costum de ren, bineînțeles mare, dar nu foarte mare ăsta. Ce mărime este?
Ăsta este XS, dar nu-i la fel de mare ca și celălalt XS. Ăsta cred că nu mă pot abține și o să-l îmbrac acum, lui cam lungă. Dacă n-avea picioarele, cred că partea asta de la piept era ok. Are și cornițe, are material așa prușat și toate hainele, cum v-am spus, calitate preț super ok. Deci, cred că astea, care sunt așa mai măricele și mai grosuțe, astea au costat maxim 20 de lei. Adică o chestie din asta de genul a fost 5 sau 10 lei. Foarte ieftine. Și mărim și varietate să alegi de acolo, culori, mărim, modele, foarte tare. Da, eu iubesc Shein, deci nu știu zis chestiile din partea mea despre ei, probabil niciodată. Aici are o jachetică de asta, drăguțică, un hoodie din ăsta mai bătăios, așa de băiat rău. I-am luat și chestii foarte drăguțe, o să vedem ce chestii din astea mai serioase. Și chestii din astea, așa de emo, băiatul nostru emo, asta iar e mare. Asta am încercat să-i o dau chiar când am deschis coletul, dar nu. Nu. Asta a luat o Sevi. Mie nu-mi place galbenul, nu-mi place galbenul și roșu, de culorile pe care efectiv le urăsc. Iar asta a ales o tăticuță și a trebuit să o iau. Eu i-am pus o roz inițial și mă tot ceartă că vreau să iau chestii de fete, deși eu băiat, dar mi se pare că sunt chestii unisex cumva. Eu știu, mi se pare că oricum la băieți le stă bine în roz. Și pisica mea vreau să fie îmbrăcată roz, deși e băiat. Asta e tot așa un hoodie cu glugă, cu lupuțele din față și are ursuleța asta clasic pe care îl găsiți pe foarte multe haine de pe Shein, dar și pe mare, bineînțeles. Asta este cămășuța de Halloween de care vă spuneam. Asta ar trebui să fie costumul de Halloween, care, din păcate, îi este mare, efectiv. Parcă e un, nu știu ce, un extraterestru mic și efectiv pică din ea. Dar asta e o cămășuță așa satinată, cum sunt pijamalele din holurile trecute de fete pe care le-ați văzut la mine pe canal. Are bomboane, fantomite, domnecei, foarte drăguț, asta efectiv cred că o fost 3 lei. Încă un costum de Crăciun! Deci cred că o să vedeți un milion de postări la mine pe Instagram. De fel, mă urmăriți pe Instagram, mergeți și dați un follow, pentru că nu postez extrem de des, dar postez destul de des, așa că acolo o să vedeți foarte multe poze, story-uri, postări cu Gucci de Crăciun. Ăsta este așa un costumaș ca lumea de moș, adică avem și mânuțe și picioare sau... Nu, a, asta... Este pentru lăbuțele din față, partea asta de jos. Și ăsta e gen ca și cum ar fi un omuleț Crăciun și anunța așa. Dar e drăguț rău de tot. Sper doar să îi fie bun până la Crăciun și ar trebui să-i fie bun pentru că ar trebui să aibă cam 4 luni atunci. Te rog, Doamne! Ce nu știu ce care se leagă cu niște sport drăguțe. Asta cred că nu o să o suporte pe cap, că o să deranjeze la urechiuțe, dar pentru o poză o să o suporte. Și pentru hăinuțele de animale avem pungi personalizate și au trecut pet seal. Deci cred că e gama de haine pentru pisici pe majoritatea de aici. Pet seal se numește. Asta e tot așa un hoodie. Am luat multe chestii din astea moi, nici groase, nici subțiri, ca să fie comode și foarte efectiv în casă. Plus că sfinci și cum practic sunt o chelie. Se crede foarte, foarte mult sebum. Sebum care se face maro în timp, cum vedeți și la bișoni sau la câțelușii care au blănița albă. Vedeți că au niște secreții așa la ochi care nu-i mizerie. Sunt niște secreții normale care oricum pătează blănița la ei, nici am observat oricât e curățat. Deci da, se cred că uleiul ăla îi lasă destul de des pe chestii textile din casă, așa că hăinuțele mai previn din chestia asta, se mai oprește sebumul pe hăiniță și nu se mai duce direct pe lingerie sau pe chestii, așa că și asta ajută. Oh my god, asta efectiv e adorabilă, are ochișori de broscuță pe ea și are și glugă cu șiret, poți să o strângi ca și capul mic. Ce adorabilă e asta, nu pot să cred, dar asta e mare și mi-a dat de ciudă, efectiv nu cred că o să-i fie bună niciunde, o să fie adult 100%. Dar oricum e tare rău, plus că se viu răște în praște și am luat-o pentru el ca să... Să o speriam cu broscuța noastră. Asta este pusa de la un tunel gigantic, cel mai mare tunel pe care l-am găsit pe Shein, pentru că noi am cumpărat unul mai mic din Jumbo și efectiv a fost jucăria lui preferată. Și am luat un tunel gigantic, stați că vi-l aduc acum să vedeți. Este ăsta. Are 5 ieșiri și are o ieșire și prin mijloc. Și într-una din părți cred că are și un anovirus din asta cu clopoței. Și îi place foarte mult și asta, se joacă foarte mult și cu asta, deci o recomand. Și asta cred că a fost 70 de lei, asta a fost, mă rog, un pic mai scumpă pentru Shein, dar oricum dacă căutați în magazine, pet shop-uri și așa, o chestie asta nu o găsiți sub 100 de lei. Mai departe avem un nou hoodie
Merry Christmas din nou, pentru că am o problemă și este tot așa mare, dar ăsta o să fie bun, măcar Crăciunul viitor. Ihoi, asta e așa drăguță. Materialul e un pic mai grosuț, pare un material mai nașpa, sincer, care o să scămoșeze rapid, dar are un mesaj aici: I'm cute, mama's hot, daddy's lucky. Adică el e drăguț, mama e sexy, tata e norocos. Aici avem din nou o jachetică de asta hoodie, bățăioasă, rău de tot. Asta are 3 capuri de schelet, niște fluturi alb și negru, cu glugă, bățăioasă rău, asta îmi place. Mai ales că el e așa griuț, bate un picuț spre albastru uneori. Am intrat într-un grup de extinși pe Facebook, pentru că eu sunt foarte multe grupuri pe Facebook de plante, de gătit, să-mi găsesc dublura de pe alt capăt al planetei și tot felul de grupuri dubioase, de păr, de gene, de unghii, și eu nu fac niciuna dintre astea, dar îmi place să știu. Și mie trebuie să am intrat într-un grup de sfinci și, am postat o poză cu el, pentru că multă lume postează că sunt niște pattern-uri la sfinx, sunt niște tipuri de culori, am văzut că nu știu cum se numesc și mi-a spus lumea că și la al nostru trebuie să crească un pic mai mare ca să ne dăm seama ce fel de tip de culoare iese din el la varianta finală de adult, dar mi-a spus cineva ceva acolo de albastru și eram, what? Albastru? Dar se tare! Ăsta are material de sală și scrie pe el Mommy's Boy, pentru că am avut o problemă amândoi. De efectiv, schimb de o lună, cred că a avut alt nume săptămână de săptămână, pentru că efectiv nu ne hotăram la un nume și am crezut că la un moment dat o să-i punem numele Boy. Eu mi-am dorit să-i pun numele Boy sau Baby, dar foarte basic. Dar mie astea mi-au plăcut și până la urmă cheamă Gucci, deci n-are nicio legătură cu numele hoodie-ul ăla, dar oricum e drăguț. Asta pare mică. Are material așa plasticos de sală, cumva nu prea îmi place, dar îmi place modelul de pe ea, e tot așa cu scheletul, dar e un scheletul drăguț cumva. Peace and love, și are lună și are flori, ăsta e drăguțul rău, îmi place rău. Mai departe avem ceva albastru, ăsta cred că este ca și cel galben pe care vi l-am arătat mai devreme, e tot așa cu ursuleț, ăsta e așa basic, dar cred că o să îi arate foarte bine pentru că are ochii, nu știu dacă albaștri sau vezi încă se schimbă, de depinde de lumină, dar dacă o să ia albaștri, cred că o să arate atât de drăguț cu asta care e tot albastru. Oh my god, asta cred că e cu schici. Asta e și albastru, așa baby blue și cu roz și cu orechiușe și cu bază de ursuleț. Oh my god, și asta nici nu e atât de mare. Asta cred că într-o lună, două pot să o dau liniștită. Nu știu sincer cum o să stea cu blugile, blugele, cu blugi, cu gluga pe spate, nu știu dacă o să suporte, dacă nu o pun pe cap. E prea drăguță asta. Oh my god, asta efectiv cred că e preferata mea și abia mă așteptam să ajungă pentru asta. Unul la mână pentru că e roz și doi la mână pentru că are un porcușor. Și eu sunt nebunită de porcușor, mi-ar place să am un porcușor mic din ăla care nu mai crește. Sau și dacă crește, dar să-l pup acolo în bot cât e mic și nu mă mușcă de bot pe mine. Și am eu un pluș care arată exact ăsta, are același material, aceeași nuanță de roz, se cheamă Piggy. Și vreau să-i fac o poză cu Piggy și el îmbrăcat în Piggy. Și are și piciorușe și are și codiță care e cârlionțată. Oh my god, ce adorabil. Și are aici loc cât să iasă fungulețul și codița și ce mai are el acolo, ca să nu o murdărească și să fie încălzit așa peste tot, la lăbuțe, să fie cu pluș peste tot. Oh my god, abia aștept să crești, copile. Are un papion în caz că ne căsătorim, poate, eu știu, la e bășel să fie elegant acolo. Ăsta cred că o să prezi ceva până o să fie bun, deși poți să-l faci mai mic, dar nu mai arată cum trebuie când îl faci mai mic. E cu Sky, cred că a fost 3 lei. Dacă cineva se uită pe aici și se căsătorește, să știți că puteți lua asta pentru animăluțele voastre și să vă ducă pinelele de nută și chestii drăguțe și semnele astea ce mai am în cap. Asta este gris sau verde, nu-mi dau seama. E micuță, drăguță, scurtuță și are tot așa un ursuleț ăsta clasic cu gluguță. Cam toate astea basic sunt așa. Diferă doar culoarea, poate modelul e pe spate la nișa ăla. Asta e o chestie foarte subțire, foarte subțire. Asta cred că avea la valo să-i o dau. Dar are tot așa cap de scheleți. Cred că când am luat-o am crezut că o să îi fie bună și poate o luăm de Halloween dacă ne place cealaltă. Că altfel nu știu de ce aș lua modelul ăsta, că nu-mi place. Dar scrie party pe el. Deci da, cred că pentru party-ul de Halloween am luat-o, de fapt, dar oricum e mare. Și bem o altă chestie de Crăciun. Cine ți-ar fi gândit? Asta e micuță,
cumva la drăguțe, dar la spate pare măricică, dar e adorabilă rău de tot. Și locul de la cap e foarte mic. Nu știu cum e gândită, dar e ciudată un pic. Dar e frumoasă rău de tot, parcă este o acadea. Ăsta este un extraterestru, prieten. Are jandemuțe și ochișori. E mare rău. Dar e drăguț. Și dacă o să târne pe el, ăsta o să-i dau. E tare rău. Îmi place verdele, îmi place rozul. Deci dacă e verde sau roz, orice mi-mi place, orice modulata mea. Eu sunt greu de mulțumit. Din oriceva roz. Încă orpinii. Și are un pin. Trebuie să-l pun deoparte pentru că pare să fie bunice. O, da. Să știți că am luat niște haine pentru vacanță, niște cămăși, în caz că o să mergem undeva exotic și o să luăm cu noi. I-am luat mai multe din ce mi-aduc aminte. Asta este una dintre ele. E așa mai lins la culoare, cu niște palmieri, cu niște ananas, cu guleraș. Dar e destul de măricică. Ce mărime e asta? Foarte exces. Dar oricum astea sunt foarte, foarte drăguțe. Dacă aveți pisici, posibil să nu le fie bune, dar dacă aveți căței, go for it! Nu pot să cred! Asta e cea mai adorabilă chestie de până acum! Asta e efectiv în geacă! Din material din ăla așa frușat, cu măjicuțele alea drăguțe, îmi vreau și eu rău de tot. Trebuie să-mi iau una. Cu scuza să mă asortez cu el în această iarnă. Și e ABC pe spate și un fermoar drăguț. Doamne, deci toate adorabile! Wow! Uite ceva de Crăciun! Cine s-ar fi gândit? Asta are guler! E prima cu guler pe care am găsit-o și asta e mică, rău! Asta o să fie bună! Acum, cred! Are și ceva suport pentru piciorul și aici. Are așa două breteluțe și are un model așa de el, cumva e drăguț, rău! Asta e cea mai cool chestie pe care am găsit-o pe Shein. Deci, avem ochelari de soare pentru pisici. Avem lanți aurii pentru pisici. Și bineînțeles avem hoodie-ul negru din Gangster pe care o să-l accesorizăm cu astea două. Deci cred că dacă eu o să-l mai am îmbrăcat așa, o să-l ieși efectiv frăilos cu el acolo. Astea stea! De tot ce-au fost așa, 23 maxim. Și acum pregătiți-vă pentru că urmează cea mai adorabilă chestie. Este o căciuliță croșetată, cu loc pentru urechi, cu urechiușe și cu obrăjori roșii, roz pentru brăscuța mea micuță și cu două breteluțe care îi le sub gât. Mare, cum să fie așa adorabil! Da, asta cred că e mare rău acum, sper să fie bună cumva în viață, că dacă nu o să plâng. Aici avem o cămașuță de vară din nou, ca cea de dinainte. Asta pare mai mare? Asta pare mare rău! Hai să știu că să-i o dăm cuiva cu cățeluș pentru că e foarte măricică pentru el. Dar pentru un cățel e totuși mică. Aici avem un hoodie pe când o să facă sport băiatul meu, Chicago, pentru că da. Pregătiți-vă că nu știți ce urmează. Deci asta este o gecuță. Exact cum eu și Zevi avem meci. Eu am exact așa de blăniță neagră scurtă și el are exact așa de blăniță mai lungă un pic. Și acum bineînțeles că are și puiul nostru și o să ne fie cald la toți la iarnă când o să fim îmbrăcați la fel. Aici mi-am luat eu niște protecții pentru camera din spate de la telefon, care are cercul cu diamante, doar că n-am fost atentă și mi-am pus pentru iPhone 13 și au venit doar două cerculețe, pentru că la iPhone 13 Pro, eu am 13 Pro, sunt 3 camere și n-am ce să fac cu ele, deci o să-i le dau cuiva care are două camere, că e foarte drăguț și păcat să le bag într-o dreapță de ele pentru totdeauna. Oh, asta e așa subțire și drăguță, materialul ăsta așa plasticos, nu prea drăguț, dar scrie pe ea BOSS. Pentru că, cum am spus mai devreme, la un moment dat avea tot felul de nume și m-am gândit, poate o să fie BOSS și o să aibă o gecuță cu BOSS? Aici avem niște umerașe pentru hăinițele lui. Hai să vedem dacă se potrivesc. Sunt din metal, sunt foarte calitative, nu au margini care să te agațe sau ceva, e grosuț, nu se îndoaie. Sunt foarte calitative, cred că am umerașe mai nașpa durat decât ăsta. Și haideți să testăm, să vedem cum vine. Nu cred, cum să fie așa adorabil? Deci, efectiv, pisica asta o să aibă dulap mai șmecher decât mine. Deci o să aibă un dressing de vulpe pe spate, jur. Deci n-ai cum, n-ai cum să fie așa drăguț. N-ai cum. Și aici am mai luat un stick care cică e din iarba pisicii și le ajută pentru dantură să-și curețe pe acolo, să nu le rămână nimic ca să n-aibă tartru și probleme pe mai târziu. Și aici avem o forfecuță pentru gheruțe, pentru că, după cum ați văzut,
îi place să se cațere pe noi și o face cu garele scoase, trebuie să se agațe. Dacă n-ai pantaloni, se agață direct în piele, nu vreți să știți cum arată picioarele noastre, așa că o să-i tăiem gherutele. Acum ne-am uitat pe net să vedem cum e, să nu tăiem prea mult ca să rănim. Ridem acolo la vârful cât să nu ne mai taie, că efectiv dacă ne vede cineva zice că am umblat prin câmp și ne-am tăiat în porumb, în dinale. I-am luat și acest ghiozdănel ca să îl ducem la veterinar sau pe unde mai luăm noi să ieșim din casă cu el, pentru că nu mi-a plăcut tipul ăla de pușcă clasică, ăsta mi se pare mai drăguț, mai practic, are irisii pe aici, pe acolo. Ăsta a fost, cred că, 150 de lei sau mai puțin, nu mai știu exact, dar oricum n-a fost foarte scump comparativ cu o pușcă basic sau cu alte tipuri de ghiozdane pe care eu le-am mai văzut. Și am mai cumpărat o fântână care îi filtrează continuu apa și e așa foarte estetic, curge prin 5 părți, o face să vrea să bea mai multă apă, practic îi stimulează băutul de apă. Adică știți toți că e sănătos să bea apă, fie că ești om, fie că ești psică, fie că ești absolut orice, e bine să bei multă apă. Și chestia asta stimulează pisicile ca să bea și mai multă apă, plus că îi filtrează continuu apa și fie curată, să fie fresc, să aibă temperatura perfectă. Aia o să o vedeți într-un short, pentru că mi se pare că e mai specială și oricum deja cred că are clipul ăsta 20 de minute, că tot timpul când fac haul-uri mă lungesc și este super mega lung, așa că ăla o să facem într-un short dedicat, că mi se pare că merită. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, lăsați-mi în comentarii și spuneți în care a fost produsul vostru preferat din acest haul și dacă vreți să mai facem, pentru că eu mai vreau să mai fac și am nevoie de susținerea voastră să mă faceți să mă simt prost, scrieți voi acolo în comentarii că mai vreți că să mă simt eu prost, că doar eu vreau, vă rog, bine? Și până data viitoare, m-am pupat!